Conform comunicatului emis de parchetul de pe lângă tribunalul Vâlcea, doctorul Constantin Ioanițescu este cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată. Inculpatul Ciobotea Marian se află în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, înșelăciune și dare de mită. Acesta profita, așa cum se arată și în comunicatul de presă, de influența pe care ar fi avut-o asupra unor instituții. El a pretins și primit de la mai multe persoane sume de bani totalizând 9.950 de lei și 3.000 de euro în scopul rezolvării favorabile a problemelor pe care acestea le aveau privind angajarea, stabilirea dreptului de proprietate pe cale judecătorească, obținerea unor credite bancare, ori plata unor desăgubiri de la Autoritatea Națională de Restituire a Proprietăților București.